Bună ziua, eu sunt Ioana Mărginean, iar astăzi am onoarea și plăcerea să stau de povești cu Cosmina Mărginean, șefă de promoție la Colegiul Agricol Traian Săvulescu. Cosmina, îți urez bun venit în redacția Zi de Zi. Mulțumesc! Pentru început, te rog să te prezint, să spui câteva chestii despre tine. Numele meu este Mărginean Cosmina. Am terminat Colegiul Agricol Traian Săvulescu și sunt șefă de promoție, promoția aia 2018-2022. Vin de la Zău de Câmpie, acolo am terminat gimnaziul și mai departe doresc din nou să-mi schimb mediul și să merg la Iași. Acum că tot ai adus vorba, de ce la Iași? Ce vrei să urmezi mai departe acolo și de ce ai ales Iașiul? Plănuiesc să intru la Facultatea de Economie și Administrare Afacerilor din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza. Iași, deoarece pe parcursul liceului am urmat o școală de vară promovată de facultatea respectivă și m-au motivat foarte tare, mi-au prezentat oportunitățile, facultatea și m-au motivat foarte, foarte tare și mi-au schimbat radical toate intențiile. Și de aceea doresc să merg la Iași. Ok. Cu ce medie ai absolvit cei 4 ani de liceu și clasa 12-a? Am absolvit cu media 9,73. Care sunt secretele acestei note? Deși multă lume ar spune că nu există secrete sau că trebuie doar muncă grea din plin, nu este așa. Este un secret, este o cheie a învățatului. Dacă știi cum să înveți și dacă te cunoști pe tine, reușești să faci absolut orice și poți să înveți orice îți este impus. Trebuie doar să știi cum să înveți. Odată ce te descoperi pe tine, odată ce descoperi cum să faci lucrurile, totul devine mult mai ușor. Apropo de reușite și de succes, în ce activități te-ai implicat pe parcursul liceului? Ce alte reușite ai dobândit? Cel mai mult pe parcursul liceului m-a marcat proiectul Școli Curate, în care am participat timp de aproape 2 ani. Din păcate, proiectul s-a terminat, dar am avut o inițiativă de continuitate prin Asociația Elevilor Mureș. Am parcurs drumurile legislative pentru a o înființa, dar apoi au apărut problemele personale între mine și colegii mei și s-a cam pierdut pe drum. Un alt proiect, mai mult concurs și olimpiada la care am participat au fost dezbaterile, care m-au ajutat foarte, foarte mult în dezvoltarea mea personală și de asemenea am fost implicată și în Consiliul Elevilor timp de 2 ani. Super! Cum te-ai adaptat în perioada școlii online? Ce greutăți ai întâmpinat? Cea mai mare greutate din online a fost interacțiunea, de fapt lipsa interacțiunii cu colegii mei. Nu am fost niciodată clasa aceea unită, cred că tocmai din cauza online-ului, pentru că nu am reușit să facem așa multe amintiri, nu am reușit să adunăm experiențe împreună și asta ne-a dezbinat foarte, foarte tare. În rest, învățatul online a fost ok în mare parte. Cine vrea să învețe, învață prin orice metodă. La festivitatea de absolvire ai ținut un discurs, dacă bine știu. Ce ai transmis prin ceea ce ai spus acolo? Discursul meu a fost foarte greu de ținut, deoarece aveam foarte mari emoții. Era un moment foarte, foarte presant pentru mine, pentru că aveam puține cuvinte și trebuia să transmit un mesaj foarte mare. Nu e ușor să vorbești în numele tuturor elevilor și să transmiți un mesaj foarte mare în așa puțin timp. S-au întâmplat multe, sunt recunoscătoare și pentru liceu, sunt recunoscătoare colegilor, dirigintei, sunt recunoscătoare, efectiv, pentru tot ce s-a întâmplat în acești 4 ani. Am vrut să transmit pură recunoștință pentru colegi, pentru școală, pentru toată lumea și în același timp o urare pentru viitor, pentru colegii mei absolvenți. Apropo de recunoștințe,
Mergem pe partea cealaltă. Ce ai schimba la școală în general? Cel puțin la școala mea aș schimba elevii, pentru că școala face, mai ales în ultimii 2 ani, cred, foarte multe eforturi în a crea activități pe placul elevilor, doar că sunt elevi care nu se prea implică, elevi indiferenți și cam asta distruge tot farmecul. Cu ce îți ocupi timpul liber? Ce hobby-uri ai? În ultimul timp nu mai am timp de hobby-uri, nu mai am timp de pasiuni, nu mai am timp liber, pentru că evident învăț pentru examenul de bacalaureat, dar în timpul liber îmi plăceau plimbările, îmi plăcea să citesc, sunt foarte pasionată de cărți și filmele îmi plac. Vine bacul. Ce te motivează să înveți? Ce te-a motivat să înveți și până acum? Învăț pentru mine, mă motivează gândul spre viitor, mă motivează viitorul pe care îmi doresc să-l am, mă motivează să învăț pentru BAC faptul că la facultate media de admitere este 100% media de la BAC, deci ce fac la BAC, aia o să fac și în facultate cum ar veni. Și asta e motivația mea numărul 1. Și care au fost materiile tale preferate în liceu? Foarte puțină lume cred că m-ar crede pe cuvânt, dar o să spun matematica, deși în gimnaziu îmi plăcea româna la nebunie, m-am întors pe dos, mi-a plăcut foarte mult matematica, poate din cauza profesoarei, poate, nu știu, pur și simplu mi-a plăcut cel mai mult și pe lângă matematică, cum ar spune toți elevii, pauza. Mulțumesc frumos, Cosmina, mult succes în continuare și felicitări! Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc frumos, Cosmina, mult succes în continuare și felicitări! Mulțumesc foarte mult!